Bonurile fiscale emise în data de 20 mai cu o valoare de 79 de lei au fost desemnate câștigătoare la extragerea Loteriei Bonurilor Fiscale de duminică. La această extragere au participat bonurile fiscale emise în perioada 1-31 mai 2016. Fondul de premiere este de 1 milion lei, sumă din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. După centralizarea cererilor de revendicare a premiilor, dacă numărul acestora este mai mare de 100, va fi organizată o a doua extragere pentru determinarea a maximum 100 de bonuri câștigătoare. Rezultatele extragerii vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Companiei Naționale Loteria Română, pentru o perioadă de minimum 30 de zile. Cererile de revendicare pot fi depuse începând cu prima zi după efectuarea extragerii timp de 30 de zile. Posesorii bonurilor câștigătoare trebuie să depună bonurile fiscale în original, copia actului de identitate și o cerere la orice administrație fiscală din structura ANAF.